însorită pe pământ și păsărele cântă în toi. Răsună cântece frumoase în iarba plină de trifoi. Copii se joacă în grădină și căprioare în câmpii, se ascunde albina rușinoasă în floricele argintii. Mămicile coc turte dulci, tăticii sunt pe la servici, nepoții merg să viziteze pe minunații lor bunici. Totul e bine și frumos, planeta își vede drumul său, în alte părți este mai bine, în unele este mai rău. Și dintr-o dată în cer se aude o trâmbiță răsunătoare și o voce falnică rostește: iată a sosit ziua cea mare! Din cer, la fel ca un luceafăr, coboară un fiu de împărat să pedepsească lumea întreagă de tot ce e rău și e stricat. Iar lumea întreagă se frământă, căci nepregătită nu s-a ferit de stricăciune, de crime multă și ispită. Iar norii toți se întunecă, pământul zguduie temelia, căci iată, a venit Iisus să-și verse pe pământ mânia. Nici luna nu se mai observă, iar soarele devine sânge. Se lasă groază pe pământ și lumea speriată plânge. Și toți nu știu ce să mai facă, crezut au că mai este vreme, cât mai au timp de pocăință și inima în piept le geme. Iar unii nici nu au crezut în Dumnezeu, ca fiecare. Au folosit știința scut și au spus că suntem animale, dar El i-a iit să pedepsească cu înțelepciune și dreptate pe cei ce nu au vrut să stea în ale cerului palate, pe cei ce n-au făcut dreptate, pe cei ce au stat în nepăsare, pe cei ce au refuzat iertarea și o mântuire așa de mare, pe criminali și pe bogații care au crezut că acest pământ nu are nici de cum nevoie de un Dumnezeu așa de sfânt, pe cine au junghiat copii și au făcut avorturi multe, pe cei ce Biblia au citit-o și n-au vrut ca să o asculte, pe cei ce beau în discoteci și au vorbit cuvinte rele, pe cei ce se rugau la aur, la soare, lună și la stele, pe cei ce umblă în curvie și soția lor plânge acasă, pe cei care pentru orfani n-au întins măcar o masă, când au trecut de atâtea ori pe lângă orbi și cercetori și au lăsat o mână întinsă să tremure de atâtea ori. O, frate, prieten și străin, cât timpul nu e prea târziu, te rog, doar puneți întrebarea: de partea cui azi vreau să fiu? Și nu cumva în lumea asta ce naște zi de zi idei, ești un creștin cu normă întreagă sau ești doar unul dintre ei? Amin.